Într-o zi, un rică mic, repede și repezit, a răspuns la un apel ca să nu facă rapel. A vorbit despre rechini, ramuri, creni și niște spini. Rică este norocos că are un R frumos. Scrisul pe scrisoarea scrisă seamănă cu cel din fisă. E un scris simandicos, pus cu un stilou pe dos. Țup, țip, țap, nu avem un ac. Țap, țip, țup, nu avem un stup. Un caricaturist a caricaturizat o caricatură. Porumbul din Porumbar s-a urcat într-un car cu mult har. A ajuns la un ziar ca să vadă rar și clar cât porumb are în hambar. O ghindă în unghi, pare dreptunghi, pare triunghi, dar n-are unghi, deghizată, deja dezghiocată și ușor mușcată. Mierlița fuflendița flutură fundița, mierlița fuflendița flutură fundița. Duși aduși la deal de luș, doi delfini pe alunecuș s-au tolat până la apus pe o pârtie de sus. Drumul s-a făcut mai drept, dar și ei cu mult talent s-au distrat și s-au jucat până seara i-a salvat.